Doamnelor, domnilor, bună seara! Suntem din nou dincolo de alb și negru, unde vom încerca să căutăm mai multe răspunsuri. Ce poate face cuvântul împotriva tiranilor și ce îi se poate întâmpla de acum încolo Europei și ideii de civilizație? Să fie oare democrația doar o paranteză în istoria umanității, cum sunt și perioadele de pace? vom căuta răspunsuri împreună cu unul dintre cei mai importanți dramaturgi ai lumii al cărui strigăt în piesa Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mintal este Stalin nu e mort de pe data de 24 februarie încoace de când Putin a atacat Ucraina se simte năucit dar spune că nu renunță la arma speranței. Antologia Procesul Comunismului prin Teatru va fi lansată la Festivalul Național de Teatru în plină desfășurare la București, iar autorul acestei antologii, scriitorul Matei Vișniec, este împreună cu noi. Bună seara, Matei Vișniec! Bună seara, bine v-am găsit! Stalin nu a murit, nu este mort? Da, Stalin nu a murit pentru că nu a murit nici barbaria. Atacul de pe 24 februarie este de, un, de, o josnicie și de o barbarie, aș spune, abisale. Într-un moment când lumea credea că evoluează spre un fel de progres, spre civilizație, mai multe civilizații, mai multă unitate în Europa, iată, avem această imensă surpriză și ne putem întreba acum, cum bine ați spus, ce pot face cuvintele. Ce putem face noi, scritori, artiștii, noi toți, ce putem face pentru a frâna cel puțin, știm, nu putem opri gloanțele în acest moment, noi, artiștii, scritorii, dar putem în continuare vorbi, reflecta, putem contracara o ideologie nefastă care, iată, vine iarăși din răsărit și care încearcă să devină cum să zic, neintoxică de fapt și este momentul când nu avem voie să, să păstrăm tăcerea. Eu prin instrumentele mele încerc să amintesc că celor care iubesc literatura, celor care iubesc teatrul, că avem o datorie morală de a rămâne, aș spune, lucizi și vigilenți, de a vorbi despre ceea ce ni se întâmplă, de a încerca să înțelegem și mai ales de a, de a contracara dacă se poate. Această ideologie nefastă, pentru că poate că nu am fost destul de atenți până acum, poate că Europa a fost foarte naivă, poate că Europa a crezut, nu în orice caz, Germania a crezut că prin comerț vom putea deschide frontierele și că anumite țări se vor deschide spre democrație. Ori că n a fost așa. Multe iluzii s-au spulberat de altfel în acest nu început de, de an, dar în același timp este și o ocazie pentru Europa pe care eu. În care eu cred, care cred că este singura Europa, Uniunea Europeană, Construcția Europeană, este singura utopie care ne mai rămâne și, aș spune, singur orizont de construcție, de civilizație, e bine, cred că e un moment pentru această Europa să se trezească, să renască, să se mobilizeze, să-și exprime în același timp și generozitatea și forța militară, dar și forța gândirii prin renașterea universalismului. Și tocmai că vorbeam de democrație, eu nu cred că democrația moare. Din potrivă, este o, o idee universală, cum libertatea este o idee universală. Deci, merită să ne luptăm în continuare pentru ea, chiar și împotriva rușilor. În urmă cu o săptămână, în acest studiu venea un echinoxist. Vocea de la Europa Liberă și Deutsche Welle. Iată, în această seară vine un membru al Cenaclului de luni, al lui Nicolae Manolescu, Cenaclul de luni de la București din anii 80, vocea de la Radio France, 32 de ani, o scurtă perioadă și voce la BBC. Matei Vișnie, că vă definiți și dumneavoastră ca și invitatul pe care l-am evocat când spuneam vocea de la Europa Liberă, Emil Hurezeanu, acum ambasador al României la Viena, sunteți și domnia voastră un poet, un poet bucovinan de data aceasta, nu? Născut în Bucovina, la Rădăuți, la Suceava, în 1956, mama invitatului nostru, Matei Vișniec, se uită acum la noi. Bună seara, doamnă Vișniec, Sunt suntem îmbrăcați așa în albastru, uh, pentru că ne e dor de albastrul de la Voroneț și cerul înstelat uh, de la Rădăuți, nu? Da, mi-ați vorbit de Bucovina, de Rădăuți, de Cenaclu de Luni, de Echinox, într-adevăr ar trebui să merg înapoi cu 40 de ani, uh, Emil Hurezeanu. I-am auzit poemele de multe ori. Nu, noi, cenacliște de luni, mergeam deseori la Cluj și citeam în cadrul cenacului Echinox. Echinoxiștii veneau la București și citeam, citeau acolo poeme. A fost o generație, de altfel, generația 80, noi facem parte din generația 80, care s-a manifestat în toată țara, pentru că ne întâlnim și cu colegii noștri de la Iași, de la, de la, de la Timișoara, de la Brașov. Am fost o generație solidară, care a crezut în puterea cuvântului. Într-un fel, noi am schimbat, aș spune, configurația poeziei românește. Am crezut că putem schimba ceva prin, 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 prin literatură și cred că am schimbat ceva, în orice caz... Am înfrânat spălarea pe creier. Vorbind despre aceste regiuni absolut, aș spune, pline de mitologie, nu Clujul, Suceava, Bucovina mea, sigur că pentru mine acum, luni distanță și după ce am trăit în Occident, ca și Emil Hurezeanu, de altfel, cred în continuare că noi în România avem niște regiuni care se înscriu în această constelație de regiuni pline de magie, cum sunt Andaluzia, cum, sunt, cum e Provența, cum știu eu, altele de acest gen. Ei bine, eu sunt în continuare hrănit de energiile pe care mi le-a dat locul unde m-am născut. Bucovina, unde mă întorc în fiecare an, unde exist, unde uh, o am pe mama, uh, Minodora. De altfel, uh, cel mai recent roman al meu are două părți și unul, prima parte, se numește chiar Minodora. Acolo m-am hrănit cu primele, aș spune, primele noțiuni de poezie. Acolo am învățat să vibrez și am înțeles ce, ce înseamnă chiar poezia cotidiană, poezia tradițiilor românești, poezia satului. Deci sunt uh, prins în continuare în această ecuație frumoasă. Am identități multiple. Sunt bucovinean. Sunt scritor român, sunt și scritor francofon, am și cetățenie franceză, sunt și european și cred în universalismul nostru a celor care trăim pe Terra, că într-o bună zi vom putea gândi toți, cel puțin în termenii nevoie de libertate, la fel. De ziua românilor de pretutindeni pe care am sărbătorit-o în mod simbolic la teatrul care vă poartă numele, Teatrul Matei Vișniec din Suceava, împreună cu... Români din Ucraina, cu români din Republica Moldova, cu români de foarte departe din America sau de mai aproape. Îmi spuneați că orașul Rădăuți are culoarea albastră, cerul primează cu cel de la Voroneț. Avem aici, nu puteam să nu aduc o carte minunată asta Stavroforei Irina Pântescu, întâia stareța mănăstirii Voroneț, despre această comoară a noastră a românilor, pentru că la rădăuți cu mândrie spuneți că se află cea mai veche biserică de lemn din Moldova și toată constelația de mănăstiri cu care ne mândrim și care ne conferă identitatea. Aceste minunate frești, exterioare, unice, astea sunt bucovina de unde. Veniți dumneavoastră, domnule Vișniec, și mai spuneați ceva, și aș vrea să rămânem, pentru că vorbeam de Festivalul Național de Teatru. Povesteați că, de fapt, mătușile dumneavoastră din copilărie, rudele pe care le vedeați la nunți, la botezuri, la hramuri din lumea satului Bucovinan, erau pentru dumneavoastră eroine ale teatrului antic și vă întrebați de unde puteau țărăncile să rețină. Atâtea și atâtea cântece și poezii și să le declame. Da, acum cu anii, să spunem că spre bătrânețe, mi-am pus și eu întrebarea de unde vin sursele iubirii mele pentru teatru. De ce atât de mult m-am îndrăgostit de acest gen literar, genul dramatic? Am, sigur, am scris și roman, poezie. E bine și am găsit la un moment dat aceste surse. Sursele literare vin de la Caragiale. Caragiale a fost primul autor de care m-am îndrăgostit profund, mai ales de schițele și nuvelele sale. O a doua sursă a fost circul care venea o odată pe an la rădăuți și care transforma orașul, pentru că veneau niște artiști care perturbau normalitatea prin nebunia lor, prin frumusețea lor. Și o altă sursă foarte puternică, aș spune, trainică, durabilă, au fost tocmai aceste ceremonii din lumea satului. M-am mai născut într-un sat, Horodnic, la 8 km de rădăuți și mergeam acolo la toate aceste, în aceste momente nodale ale anului, de anul nou, de Crăciun, de Paște, când erau strânsurile și vedeam ceremoniile de nuntă, de înmormântare, la hram, de anul nou, de câte ori n-am fost cu clopoțelul de, de anul nou împreună cu o <laughs> Ilenuța, și atunci a fost și cel mai bogat om din lume, pentru că primeam trei mere și cinci nuci, eram bogat. Toate aceste ceremonii m-au hrănit și au fost pentru mine primele spectacole extraordinare, profunde, emoționante, pline de poezie și cu o dimensiune cosmică. Uh, actuala ediție a Festivalului Național de Teatru, ediție desfășurată sub uh, uh, logo-ul Granițe Fragile, Istorii Fluide, Granițe Fragile. Uh, Zona pe care ați evocat-o e foarte aproape de această graniță fragilă. Sigur, noi ne aflăm acolo chiar la câțiva, câteva zeci de kilometri de, de, de Ucraina, de altfel, Bucovina, ca și celelalte regiuni ale țării din nord, nu, ne-am primit acolo șocul. Primelor săptămâni de, 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 de război, prin Suceava, prin Rădăuți, prin toate zonele acelea, prin Siret, au trecut mii și mii de refugiați. Am prieteni care au primit în casele lor refugiați ucrainieni, care, sigur, i-au plecat mai departe, unii au rămas. Este o zonă de contacte. Și o zonă care a avut un trecută pluriculturală. Acolo sunt mai multe naționalități care au conviețuit, sunt mai multe culturi care au lăsat urme. Deci, m-am născut într-o zonă, aș spune, unde uh, cuvântul pluriculturalitate avea un sens. Pentru că ascultam mai multe. Limbi, de pildă. Am ascultat germană, am ascultat rusă, am ascultat ucraineană, am ascultat idiș când m-am născut eu și când am deschis ochii spre lume. Toate lucrurile acestea m-au marcat într-un fel, în bine. Și iată cum uh, ediția acestui Festival Național de Teatru este sub acest semn al granițelor. Și până la urmă, iată, Stalin nu a murit. Stalin nu a murit. Vorbind despre granițe și vorbind despre identitățile, sunt în general fluide. Nu sunt, aș spune, niște ziduri din beton imposibil de trecut. Din potrivă, frontierele sunt făcute ca să te uiți ce se întâmplă dincolo, să te inspiri. Nu există cultură pură pe planetă, toate culturile s-au influențat, nu există limbă pură, toate limbile și-au împrumutat reciproc cuvintele. Deci, tema festivalului este una de reflexie pe o idee importantă, această globalizare în care vrând vrând ne aflăm, dar sigur că da, există și frontiere care deranjează, există și dictatori astăzi care vor să schimbe frontierele, vor să schimbe chiar frontierele mentale, pentru că în momentul în care Putin și-a trimis tankurile în Ucraina, în spatele tancurilor se aflau și noile manuale de istorie pe care el voia să le propună Ucrainei. Deci... Tocmai că imediat după ce a izbucnit nu, războiul, imediat după atac, chiar m-am întors la Suceava și am împreună cu teatrul care îmi poartă numele, împreună cu primarul Ion Lungu, am, creat, am, am propus o discuție cu elevi, cu publicul, pe această temă. Ce poate face cultura împotriva barbariei? Și în continuare, convingerea mea este că poate face foarte multe lucruri. Mai credea cineva că în Europa mai este posibil un război total între două forțe considerabile de pe poziții ideologice radical opuse? Nu, nimeni nu credea acest lucru, tot așa însă cum nimeni nu credea în căderea comunismului atât de rapid în 89, sau nimeni nu credea în 1992 că va izbucni un război teribil în Balcan și a fost războiul care nu a marcat prăbușirea Iugoslaviei, un război în care nu am avut până la urmă 100 de de morți între 1992 și 1996 mereu avem impresia că societățile se fixează, se consolidează că valorile s-au sedimentat că barbaria nu mai poate să revină mai ales în Europa și iată că nimic nu s-a terminat nici acest război nu s-a încheiat, nu vedem nimic special la orizont cel puțin negocierile de pace nu se văd acum pentru că ele sunt poate, există poate în culise, dar nu vedem nici să zicem, o mobilizare a poporului rus pentru a opri o dictatură, un o formă de despotism oriental, anacronică în timpurile de astăzi. Un nou experiment a cele mai bune lumi posibile, un experiment reînceput pe spatele a milioane de oameni, Matei Vișniec. Ceea ce propune Putin și ceea ce propune despotismul oriental este de fapt o contra, un contramodel la cel al statului de drept, al libertății, al democrației și nu mai Putin propune acest model totalitar și China este cu un model aș spune vertical în spatele lui, iar pe planetă, în ultimii 10-15 ani, aș spune că democrația este în ușor regres și nu în, într-un progres vizibil. Vedem ce coaliții Interesante, aș spune, periculoase, se formează între un anume Putin, un președinte chinez, care din nou este propulsat pe mulți ani în fruntea, ca un împărat, în fruntea Chinei, ce alianță împreună cu Iranul, unde săracele fetele au ieșit în stradă ca să ceară dreptul de a nu purta nu, un voal islamic obligatoriu, o alianță cu Corea de Nord, adică niște, aș spune, dușmani viscerale ai Occidentului și a democrației se coalizează, propunând ce? Un model care nu poate fi unul nici al nostru, nici al umanității și nici de viitor. Ascultându-vă, mi-am amintit și vă mulțumesc din nou pentru asta: pentru analizele și corespondențele telefonice pe care le realizați la începutul anilor 2000. La emisiunile în care eram onorată să fiți la firul celălalt al telefonului de la Paris, de la Radio France, cu o, o voce foarte lucidă, să fi avut oare legătură și cu acea perioadă în care ați plecat, ați terminat filozofie la București, poet, filozof. Nu e de mirare că în 1987 v-ați luat zborul. Da, în 1987 eram deja un scriitor format, când am simțit că nu mai, mai puteam duce acel război de poziții, de uzură, cu cenzura. Plecarea mea a fost un fel de eliberare extraordinară. Am ajuns în Franța, am lucrat imediat pentru Radio Franța Internațional, am lucrat 32 de ani pentru Radio Franța Internațional, am făcut comentariu politic, comentariu al actualității, sigur, magazine culturale și mai ales am vorbit în limba română păstrând aceste punți între România și Franța. De altfel, m-am considerat într-un fel un, un mesager de ambele, de ambele zone, estul și vestul, cultura română, cultura franceză, București, Paris. Nu... Monica Lovinescu, Virgilie Runca. Ah, i-am cunoscut, i-am cunoscut foarte bine. Când am ajuns acolo, ei erau, formau, aș spune, platforma de informații, de schimburi de informații a diasporei române. De altfel, Monica Lovinescu, care nu de la Europa, Europa Liberă ne încânta cu emisiunile ei și Virgilie Runca, emisiunea lor unde scurte teze da și sau teze, teze și, antiteze și antiteze de la Paris. Paris. Toți le ascultam. Ei bine, i-am cunoscut atât de bine și chiar ei mi-au dat recomandările necesare ca să obțin azilul politic. Erau niște oameni extraordinari, atât de bine informați, care încercau să conserve, ca să spun așa, un fel de Limba și cultura română în străinătate, în cadrul diasporei, veneau la ei, aș spune, mai pe ascuns, mai pe față, cam toți scritorii români care ajungeau în, în Franța, într-un fel sau altul, se vedeau cu Monica Lovinescu și cu Virgilie Runca. Merită să ne amintim că aceste nume au luptat efectiv pentru adevăr, pentru adevăr deja, că au fost anticomuniști, este un lucru, dar au fost niște mari oameni de cultură și au încercat să propună în Franța o anumită imagine a României, o imagine culturală, o imagine a curajului cultural. Aș vrea să le evocăm și pe Mircea Iorgulescu, o altă voce lucidă a radioului Radio France și o voce lucidă Uh, și un poet extraordinar. Și Mircea Urgulescu. cu, Iorgulescu. Iorgulescu a fost coleg la Radio France Internațional. El a lucrat întâi la Europa Liberă. Sigur că și el a plecat, cred că prin 1988. Uh, nu? Uh, simțea că nu se mai poate și, și mi-am gândit foarte bine în primele luni când a, când a venit la Paris. De altfel, într-un fel sau altul, cine venea la Paris și cerea azil politic la ora aceea se vedea numai decât cu cei de la Europa Liberă, cu Monica Lovnescu, cu Virgile Runca, cu Virgil Tănase, cu Alain Paruit, o altă voce extraordinară a Europei Libere. E bine, Mircea Iorgulescu a fost un, nu mai un critic literar extraordinar, dar a fost un jurnalist pasionat și un luptător în felul lui. A scris și cărți importante, de pildă are o carte despre Caragiale, Marea Trâncăneală în continuare de o mare virulență și frumusețe și adâncime de analiză. Nota bine, Mirci, Mircea Iorgulescu, critic literar, da. Iar îmi amintesc că în momentul în care uh, cenaclul de luni a fost interzis, pentru că nu cineva s-a supărat acolo sus, pe noi, eram prea liberi, prea exuberanți, prea nu, insolenți. E bine, Mircea Iorgulescu a preluat tot acest grup într-un alt care funcționa la complexul sportiv și, nu știu, cultural, îi se spunea din Tei. E bine, deci ne-am reunit atunci în jurul lui, cei care veneam de la cenaclu de luni, pentru a continua ideea aceasta, să ne vedem undeva. O dată pe săptămână să citim poezie, să citim teatru, să citim literatură, să citim critică, să citim roman și să discutăm. Să fim prin verb, prin, nu, și prin energia verbului, în continuare vii și să rezistăm. Să frânăm, ce spuneam adinauri, spălarea pe creier oficială. Despre spălarea pe creier oficială este vorba și în procesul comunismului prin teatru, antologia care se va lansa la sfârșitul acestei săptămâni în cadrul Festivalului Național de Teatru de la București, chiar sâmbătă este lansarea. De asemenea, ați, se joacă piesele lui Vișniec, se joacă peste tot în lume și se joacă foarte mult și în România, și este important pentru că, domnule Vișniec, a pleca își găsește sensul în a reveni. Da, iarăși o idee de bătrânețe. Mi-am dat seama într-o bună zi că sensul plecării este întotdeauna întoarcerea. Sigur că, din punctul meu de vedere, plecând, am continuat să rămân con în, în, în contact cu România, dar... Să scriu în, în, în românește, am scris și în franceză și în limba română, continuu, mi-am scris romanele în românește, mi-am scris piesele în franceză, într-un fel am redescoperit limba română, scrind în franceză, am descoperit valențele, dar scrind în franceză și în română am devenit un fel de, cum să vă spun, cunoscător al empatie care există între cele două culturi. În Franța, deseori sunt editori, oameni de, 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 de litere care spun noi francezi ne-am construit cultura prin contribuții externe. Practic nu este națiune europeană să nu-și fie adus contribuția la această extraordinară arhitectură care este Republica Literelor Franța. Iar românii și-a oferit talentul în mod masiv, ca să spun așa, și constant, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, pentru a îmbogăți Franța cu nu, valențe care veneau din România. Începând de la Tristan Sara și continuând cu Panaitis Strate și ajungând la Cioran, la Ionescu, la știu eu, alți autori, România a creat acest flux energetic între cele două spații. Da, acești români care au făcut Franța, nu contenesc să menționez discursul ambasadorului Filipe Tien în, în aula Academiei Române. Cred că acum domnul Filipe Tien este ambasadorul franței la Washington exact. în, în America. Un mare prieten și un mare iubitor al lui Strati și în povestea... Uh, cum a descoperit România prin Istrati și și-a dorit să meargă pe urmele lui strati, Da, sunteți unul dintre românii care au făcut Franța, ca să-l citez pe diplomatul Filip Există un dicționar, într-adevăr, editat în Franța, cu vreo șapte-opt ani, care se numește așa, se tranjeche un fel în Franța. Acești străini care au făcut Franța, există acolo un capitol românesc și sunt în vreo 30 de români din diverse domenii care nu. Printre mulți alții care, sunt, care au adus o contribuție, figurez și eu, ca să spun așa. Dar vorbeați de ambasadori. România a avut, într-un fel, norocul, știu, o șansă de a avea ambasadori extraordinari, ambasadori francezi de la căderea comunismului încoace. I-am cunoscut practic pe toți și au fost întotdeauna oameni pasionați care au venit uneori în România fără să cunoască prea, bun, prea bine realitățile românești, care până la urmă. Au simțit că sunt utile aici și că pot crea în continuare aceste poduri de care noi avem nevoie. De altfel, chiar România modernă, să nu uităm că este o construcție diplomatică, în mare parte, pe care o datorăm și Franței. Cu limba română ați plecat în 1987 de la Rădăuți, din gara de la Rădăuți a plecat. Asigur. Nu? Din gara de la Rădăuți, cu o valiză plină cu cărți. Darul cel mai prețios pe care vi l-a dat acasă, casa, limba română și cărțile. De fapt, identitatea dumneavoastră asta a fost. Întoarcerea acasă, domnule Vișnie, că una dintre piesele care se joacă Uh, am văzut că deja e e sold out, uh, nu? Uh, teatrul Matei Vișniec din Suceava. Iată, sunteți uh, uh, dramaturgul uh, cel mai jucat dramaturg român în străinătate care a dat numele unui teatru, Teatrul Bine. Matei Vișniec din Suceava, unde a avut loc în acest an premiera Întoarcerea acasă. Este în primul rând meritul autorităților de la Suceava care au ajuns la concluzia că trebuia un teatru de artă la Suceava și atunci am fost solicitat într-un fel pentru a contribui la această construcție care este una colectivă care ține și de voința politică pentru că este un teatru nu subvenționat, bugetat, integral la nivel local dar oamenii pasionați din jurul acestui teatru au ținut foarte mult să, să construiască un fel de pol de modernitate la Suceava pentru că la Suceava știți bine, avem mănăstirile, avem tradițiile, avem multe lucruri extraordinare. De ce nu și creativitate în sensul cel mai modern posibil. La Suceava au fost create spectacole extraordinare, care sunt recunoscute acum ca fiind la nivel național. Și iată, teatrul din Suceava este, este prezent cu două spectacole în Festivalul Național de Teatru. Foarte pe scurt, în... Întoarcerea Acasă. Întoarcerea Acasă, din păcate, este un titlu care, sigur, te trimite într-o direcție, dar în aduncime este vorba de o poveste legată de război, de morții care se întorc acasă după război. Ce ne-ar putea povesti oare acum morții ucrainieni și morții ruși despre ceea ce li s-a întâmplat? Ne-ar putea povesti niște lucruri îngrozitoare și anume de faptul despre... Ne-ar putea spune că au murit degeaba. Că au murit pentru că un, un, un spirit toxic i-a împins spre distrugere. Că au murit în condiții de război fratricid. Piesa mea este o reflexie legată de această nebunie care se numește războiul, și de martorii care nu mai pot fi auziți, care tac. Dar scriitorul poate să navigheze în toate mințile posibile, inclusiv în mințile victimelor, victime, oameni nevinovați, cei morți, și să-i asculte. Scriitorul este făcut tocmai să asculte toate, aș spune, ce spune piatra, ce spune vântul, ce spune istoria, ce spun strămoșii, ce spune viitorul. Din cauza asta, ceea ce propunem noi, scritorii, este important, adânc și captăm prin ceea ce spunem, aș spune, adâncimile ființei umane, contradicțiile ființei umane. Noi vorbim despre om altfel decât filozofii, sociologii, psihologii, jurnaliștii, știu eu, alte discipline decât medicii, ceea ce căutăm noi sunt adevăruri misterioase, profunde și numai literatura, arta le poate scoate la suprafață. Și de fapt ne spuneți poveștile spaimelor noastre, domnule Matei Sigur Vișniec. Că da. Sigur, sunt uh, spaimele, mei, spaimele, noastre, uneori chiar spaima de a spune adevărul. Uh, pentru mine uh, cel mai greu a fost să lupt nu cu cenzura în anii comunismului, ci cu auto, cu autocenzura, atunci când noi începem să strivim în noi înșine și adevărul și dorința de libertate, înseamnă că ne supunem. Ne supunem, devin vasali, devenim vasali, dacă nu mercenarii, unor forțe nocive și aș spune că în acest moment, uite, uitați, de pildă, Putin are sprijin, are susținători, chiar și în lumea liberă, chiar și în Occident, adică nu e singur. Dispune de multe uh, minți care îl ajută, inclusiv de acei idioți utili despre care pomenea Lenin și care sunt un intelectual din Occident, care într-o lume liberă îi sprijină pe dictatori, fără să știe că, de fapt, luptă împotriva propriei lor libertăți. Mașina de. Fabricat, idiot, util, a Uniunii Sovietice, n-a încetat să funcționeze în momentul în care s-a prăbușit comunismul și în Uniunea Sovietică. Ea a continuat să creeze aceste dependențe, să plătească mercenari, și în acest moment aud de altfel această melodie chiar și în lumea liberă, în Occident. Da, sigur, Putin a făcut o greșeală, dar și ucrainienii l-au provocat. Da, dar, adică sigur, barbaria funcționează, dar și noi suntem vinovați. Sigur că suntem vinovați pentru că n-am știut să o oprim mai devreme și să o identificăm mai devreme. Acum însă va fi mai greu de oprit, nimeni nu are soluția în mână, dar în același timp trebuie să spunem adevărul și nu trebuie să ne, ca să zic, să ne lăsăm vasalizați, nici în minte, nici în suflet, nici instituțional vorbind. Adevărul îl spunem și în această săptămână la Festivalul Național de Teatru de la București și îl spunem prin orice formă de manifestare artistică și prin artă, uneori poate fi spus cu multă ușurință, domnule Vișniec. Aș vrea să mai abordăm o chestiune care este cu adevărat dincolo de alb și negru, să vedem cum e dincolo de alb și cum e dincolo de negru, pentru că românii au două case, una aici, în România, și alta risipită peste tot în lumea întreagă, peste tot pe planeta asta, acolo unde își poartă identitatea, așa cum ați făcut-o și o faceți și dumneavoastră, din 1987 încoace. Fenomenul migrației economice și al caselor făloase, uh, goale, cu oameni plecați. Da, eu urmăresc de mulți ani acest fenomen, pentru că, într-adevăr, România traversează o epocă cu totul și cu totul inedită, Niciodată românii n-au fost atât de risipiți și n-au existat atât de mulți români împrășteați în străinătate. Cum să păstrăm legăturile, cum să-și păstreze ei legăturile între ei, legăturile afective, legăturile fizice, cum să păstrăm legătura cu, cu România, este o problemă. Am întâlnit români în Japonia acum vreo 10 ani când am descoperit această țară, am mâncat la un restaurant românesc la Tokyo, am descoperit români în Uruguay, am descoperit români până și în Iran la un moment dat. Acum vreo 12 ani am fost acolo la un festival. E bine, e o problemă care își va avea soluția aici, în România. În momentul în care clasa politică va găsi soluții pentru a-i face pe acești români să revină acolo unde sunt oportunități economice, culturale, umane. Acești români au plecat uh, pentru că era nevoie, aveau nevoie să supraviețuiască. Voiau să se simtă, aș spune, niște ființe respectate. Vreau să guste ceea ce înseamnă civilizația, ce înseamnă știu eu, progresul, să, să guste ceea ce înseamnă prosperitatea. Au plecat poate și unii din curiozitate, au plecat unii de la studii și nu s-au mai întors. Dar oportunitățile, dacă ar fi create în România, ar însemna o imensă cantitate de oxigen pentru o revenire, ceea ce ar permite, poate, un fel de salt extraordinar al României, o renaștere. Românii sunt dispuși să se întoarcă după, așa cred eu, așa discut cu românii în străinătate, peste tot, sunt dispuși să se întoarcă. Mai rămâne ca să creăm aici, în România, soluții, propuneri, să ne punem în mișcare și această materie cenușie, care conține și un produs numit imaginație. Mă întreb de ce oamenii politici nu cer uneori părerea artiștilor atunci când nu găsesc soluții. România, aș spune, este o pepinieră de artiști și de oameni care au imaginație, de inventatori. Solicitați-ne, solicitați-ne să, să, să venim să vă ajutăm cu imaginația noastră de artiști pentru a găsi soluții la nivel economic și politic, dacă nu mai aveți astfel de resurse. Mă adresez celor care pot să ne asculte și ar fi interesați de, acest, de această mișcare de revenire. Pentru că, totuși. Fenomenul este îngrijorător. Între 3 și 4 milioane de români, nu mai e vorba de emigrație economică, ci de exod. Omul din cerc, Matei Vișniec, este omul din cerc. Scriați: Dacă vreau să fiu singur, mă opresc, scot creta neagră din buzunar și trasez un cerc în jurul meu. În interiorul cercului sunt la adăpost. Sunteți la adăpost și de războaie și de. Da, a citat dintr-un. Uh... Dintr-o piesă de teatru care e formată pe module, și într-adevăr, acolo există această, această poveste cu oameni care se închid într-un cer pentru a refuza să vadă răul. Ori tocmai exact, exact acest lucru nu putem face. Noi ne închidem însă deseori în foarte multe cercuri. Avem tendința de a evada evadăm prin rețele de socializare. Fiecare om pe care îl văd în metrou sau în autobuz cu un telefon în față îmi spune, te uită, suntem aici 300, nu știu, 30 de oameni sau 300 de oameni într-un tren și fiecare a evadat într-un cerc, într-o lume a lui, când de fapt, poate că ne-am putea înțelege, ne-am putea privi, poate că am putea discuta cred că chiar și în acele compartimente de trenuri în care altă oameni, altădată oamenii discutau dacă erau opt oameni în compartiment și mergeau opt ore, discutau toți opt timp de opt ore. Acum fiecare stă cu telefonul lui mobil timp de opt ore. E bine, aici se întâmplă ceva și când scriu, scriu și pentru a dinamita, dacă se poate, aceste tentative sau tentații de a ne replia Spre noi înșine și de a nu ne mai deschide. Uh, apreciez, de altfel, unele cafenele din, din Franța și din alte țări au început să pună uh, uh, niște, uh, niște afișete, așa, niște anunțuri. Nu no fi, vorbiți între voi. Adică, mai bine dacă mergeți la cafenea, că tot cafenea a fost o instituție extraordinară de discuții, de dezbatere. Dacă mergeți la cafenea, mai bine discutați cu cei care sunt acolo, în loc să vă să plonjați. În singurătatea voastră uh, care este telefonul mobil. Clovnul e normal să fie zgubilitic, fanfaron, regii însă nu au voie să devină clown, petron. Uh, splendidă copertă și ilustrație îi aparține doamnei dumneavoastră. Andra. Este artista Vișniec. cu care eu colaborez de 32 de ani și care este și Bădulescu. soția mea și care Andra Bădulescu care ilustrează cărțile mele, deseori face scenografii pentru uh, textele mele pentru Regii piesele nu mele. nu au voie să devină clovn pe tron. Da, da. E o piesă, povestea regelui supărat pe Clovn, despre putere și contraputere. Pentru că în istoria umanității, în istoria mea, ebului mediu, de pildă, deseori bufonii regali erau singuri care aveau voie să spună adevărul. Să-l insulte sau să-și să bată joc, să-l ironizeze pe rege, era singura formă de libertate în imediata apropiere a puterii, a regelui. Ori tocmai că, astăzi am impresia că niște clovi tragici sau clovi grotești au preluat puterea și ei sunt singuri, așa cum Putin acum este singur. Cred că nimeni nu îndrăznește să-i spună adevărul, pentru că s-a creat un sistem piramidal, o, nu? un sistem în care adevărul nu mai trece de la un etaj la altul. Mai mult decât orice Iertați-mă, societățile... sunteți un om al speranței, un scritor al speranței sigur, sigur. și ce speranță avem? Speranța este să întreținem formele de contraputere în stat. Pentru că orice democrație este în pericol. Formele de contraputere sunt cultura, justiția, mediile de informare... Iată, trei forme de contraputere care tot timpul trebuie să spună adevărul, tot timpul trebuie să interpeleze puterea. Ori în momentul în care sunt reduse la putere, în momentul în care sunt reduși la putere, procurorii și avocații și judecătorii, jurnaliștii și artiștii, regele rămâne singur. Adevărul nu mai penetrează la el. Deci, suntem într-o primejde continuă, chiar și în societățile pe care le considerăm democrate și eu, la nivelul meu, Consider că scriind mă angajez într o formă de contraputere. Mi s-a făcut foarte dor de jurnalistul politic Matei Vișnic după această emisiune care a trecut repede 32 de ani la Radio da, France la da, Paris. Radio France internațional 32 de ani, un an la BBC. Oricum, pot să vă spun că experiența mea de jurnalist la Radio France internațional este una foarte frumoasă și tulburătoare prin faptul că timp de 32 de ani am activat ca un jurnalist total independent. Vă puteți imagina că eu, ca jurnalist, timp de 32 de ani, nu am avut nici un fel de presiune pentru a alege un anume subiect sau pentru a-l trata într-un anume fel. Franța a considerat că merită să investească în acest post de radio, Radio Franța Internațional, în independența unor jurnaliști care, sigur, au talent, sunt doritori să facă un jurnalist, de cali, un jurnalist de calitate și în același timp i-a lăsat să-și facă Iar... să-și ducă la, sfâr la bun sfârșit misiunea potrivit lor morale. Ceea ce am făcut și eu, nimeni n-a avut, nimeni n-a fost în jurul meu cu vreo presiune, eu cu busola mea morală și cu, bineînțeles, mesajul pe care am vrut să-l transmit ca jurnalist. Mâine seară Cealaltă casă, Franța, vă e recunoscătoare din nou. Veți primi o nouă decorație din partea statului francez pentru busola dumneavoastră morală și pentru faptul că sunteți un dramaturg iubit de o potrivă între Avignon și Rădăuți. E adevărat că am această onoare să fiu făcut chevalier de de merit. De altfel, Franța, eu port Franța a mine de când eram copil și știam cei trei muschetari. La început eu am vrut să muschetar, <laughs> la început eu am vrut să fiu muschetar, dar iată, acum sunt cavaler. Cavalerul român al artelor franceze sau cavalerul francez al artelor române. Mulțumesc că ați adus busola dumneavoastră morală la dincolo de Arșine și negru, Matei Vișnie, vișinie. a fost o onoare. Mulțumesc! Iar mâine seară vă așteaptă aici Cătălin Ștefănescu. Numai bine, la revedere!